La UPT și partea de distracție este asigurată tot de ligile studențești. Miilor de studenți li se pun săptămânal la dispoziție activități de formare profesională și de apărare a drepturilor. Dar ligile studențești nu se opresc aici, ei bifează și partea de distracție. Studenții Universității Politehnica Timișoara sunt implicați constant în activitățile tinerilor. În completarea acestora, ligile studențești se ocupă și de viața socială, pentru că studenția este într-adevăr cea mai importantă perioadă a formării. Tinerii sunt încântați de ieșirile organizate de ligi și spun că se potrivesc de minune după o sesiune de studiu. Eu cred că după atâtea examene și chestii de astea de învățat, avem nevoie și de o relaxare și e foarte bine pentru că interacționăm și ne distrăm, ne simțim bine și sunt foarte faine. Sunt foarte folositoare din moment ce distinge atmosfera, ne relaxează, ne ajută să ne luăm mintea de la examene și diferite cursuri și, în primul rând, ajunge să ne socializăm și să ne cunoaștem mult mai bine între noi și sunt foarte faine partidurile. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că la început suntem noi și mulți dintre persoanele noastre sunt introvertite și acest lucru ne ajută să fim mai mult ca o echipă, să creăm legături strânse între noi și aceste rezultate activităților sociale să ne ajute mai mult în cele profesionale. Spre exemplu, Liga Facultății de Mecanică organizează seri sociale cu scopul de a înlătura timiditatea bobocilor și de a integra mai ușor în viața socială a universității și orașului. Deci noi ca Ligă vrem să compunem toată viața studențească și pe lângă partea de reprezentare a studenților și pe lângă apărarea drepturilor și obligațiilor lor, pe lângă diverse proiecte pentru studenți și activități științifice, noi facem și diferite seri sociale, cum ar fi bobo party-uri, facem diferite party-uri, am avut beer pong, acum o să avem party de Halloween, balul bobocilor, mai organizăm și seri de film în Facultatea de Mecanică și încercăm să organizăm și ieșiri la fotbal cu studenții. Pe lângă scopul principal pe care îl are Liga FSC de a reprezenta studenții la nivel de facultate și universitate, studenților le organizăm și diferite petreceri. De exemplu, am avut Bobo Party, urmează balul în 8 noiembrie, balul bobocilor și după aceea în 15 noiembrie beer pong-ul. De obicei, studenții sunt mult mai dornici să participe la astfel de activități pentru că, pe de o parte, se distrează, dar se și cunosc între ei și se formează o omogenitate între aceștia. Pentru studenții noștri urmează câteva ieșiri alături de colegi datorită Halloween-ului și, bineînțeles, balului bobocilor organizat în toate facultățile.